parte și vă spun că Liviu Vârciu este supărat din calea afară. Artistul a ajuns să-și strige durerea primându-se prin ploaie. Haideți să vedem ce l-a împins pe Vârciu să facă așa ceva, dar mai ales care este motivul real pentru a care a făcut un asemenea gest. Merg pe stăzile pustii. De ce? De ce? De ce? De ce plouă? De ce?